Miță, s-a încheiat un an minunat pentru noi, dacă e să ne gândim. Astăzi am reușit un rezultat foarte bun, ținând cont că am terminat meciul cu foarte mulți juniori. Cum ai caracterizat în primul rând acest meci? Pentru condițiile date am făcut un rezultat mare, am terminat cu 6 juniori meciul. Puteam foarte bine să-l și câștigăm, dar o neatenție mea a costat un gol, dar foarte bine puteam să-l și pierdem. Cred că a fost un rezultat echitabil, cel de 1-1, și sunt foarte mulțumit. La un moment dat mă uitam pe teren și vedeam mai jucători de la Rapid 2. Am avut pe bancă 8 juniori, singurul senior a fost Drăghia, în teren încă 2. Deci în total astăzi au fost 10 juniori, iar meciul a terminat cu 6 juniori în teren. Cât de mulțumit ești de ei și... Sunt fericit că își vor aduce toată viața aminte că au debutat cu mine. Ca antrenor le doresc mult, mai multe meciuri la Rapid și să rămână cu picioarele pe pământ, să muncească și să-și dorească să facă performanță. Cum ai caracterizat tu acest an? Primul rând personal și apoi... Personal și profesional, cred că a fost cel mai frumos an din viața mea. Un vis devenit realitate. Am plecat de foarte, foarte de jos, atât eu cât și echipa. Am ajuns într-un punct bun în momentul acesta, iar ca și echipă, cred că suntem pe un loc nesperat. Suntem pe locul 6-7, dacă bate farul, însă suntem acolo, asta e important, între echipele... Suntem acolo și e bine că am ținut vasul cu plutonul fruntaș. Ce urmează pentru tine și pentru Rapid? Urmează o vacanță, ne vom reuni pe 3 ianuarie, după care vom pleca în cantonamente, iar pe 22 vom avea primul meci. Ce îți dorești de la Moș Crăciun? Îmi doresc 4-5 jucători care să întărească numeric și valoric lotul, în rest, sănătate. Despre fani, din nou au fost aproape de noi, ca întotdeauna. Da. Prezența lor îți provoacă fiori, îți provoacă niște sentimente deosebite. Le mulțumesc, le urez tuturor sărbători fericite, să fie mai buni, să fie mereu alături de Rapid.